Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, cum va merge bursa. Îl am alături de mine prin telefon astăzi pe Marcel Murgoci, director de tranzacționare al societății de intermediere Est Invest. Marcel, bună dimineața, bine te-am regăsit! Bună dimineața! Îți propun mai întâi de toate să facem o analiză a ședinței de tranzacționare de ieri, de miercuri. Indicele principal, beta, a crescut cu 0,27%, avem acum un minus de 15,4% de la începutul anului, iar investitorii au tranzacționat acțiuni în valoare de 60 de milioane de lei, am calculat noi în creștere cu 22,2% față de ședința precedentă și iată cu 10 milioane de lei peste media zilnică a acestui an. Cum ți se pare, Marcel, dinamica din ședința de ieri? Da, a fost o ședință de ieri foarte bună. Cred că este cea mai bună ședință din luna aceasta, din punct de vedere al valorii tranzacționate. Mă refer în condițiile în care indicii au avut ușoare creșteri, BTU și BTNG-ul au avut ușoare scăderi, dar volumul a fost foarte bun. Remarc faptul că la acest volum am văzut și o tranzacție pe piața Deal, făcută pe acțiuni de Wine, 227.000 de acțiuni, la un preț ușor, vreo 3,2% față de prețul de referință de ieri. Într-adevăr, da, 1,13% am calculat noi din acțiunile totale ale purcării. Exact, o ședință care poate să dea, eu știu, lichiditate, ce scuze, o valoare de lichidității care ar putea, eu știu, să dea un pic de impuls poate ședințelor următoare, chiar ședințe de astăzi. O să vedem lucrul acesta la câteva întâmpla. Ce spui, dă semne de revenire, rulajul? Parcă nu a mai fost chiar așa la apă în ultimele ședințe. Da, e adevărat. Față de ședințele anterioare, cred că vineri, dacă nu mă înșel, a fost undeva peste 40 de milioane de lei, dar luni și marți s-a încadrat cam în jurul valorii de 20-25 de milioane, deci nu ar putea să fie un semnal, dar deocamdată o singură ședință nu este suficientă. O să vedem în zilele următoare. Primul loc în topul lichidității este ocupat de Banca Transilvania, la care investitorii au tranzacționat acțiuni în valoare de aproape 13 milioane de lei, un plus al acțiunilor de 1,2%. Și la BRD au fost tranzacții destul de ridicate, de 12,5 milioane de lei, fiind al doilea cel mai tranzacționat emitent, un plus de 1,1% al acțiunilor și fondul proprietate a tranzacții de 9,3 milioane de lei. Prețul a rămas la fel cu cel din ședința precedentă. E vreo surpriză în topul lichidității? Nu, suntem obișnuiți să aceste societăți să intre în top, doar locurile se mai inversează, ca să spunem așa. În rest, nu. Se pare că ieri investitorii au preferat acțiunile băncii, acțiunile băncilor din sectorul bancar, din punct de vedere al lichidității, se observă și din punct de vedere al creșterii pe cei doi emitenți. Cam atât ar putea fi de spus momentan. O să vedem în ședințele următoare evoluția. Banca, băncile au tot, evoluat într-o plajă de preț destul de strânsă. Deocamdată nu există semne de o revenire puternică sau, o scădere puternică pe respectivii emitenți. Într-adevăr, pe acțiunile bancare au existat aprecieri importante, la BRD, cum am spus, 1%, dar nu a intrat în topul creșterilor pe care l-am făcut noi la rulaje de peste 50.000 de lei. Primul loc este ocupat însă de Bitnet, un plus de 3,5%, rulaj de 252.400 de lei, iar următoarele locuri sunt ocupate de Erste Bank, un plus de 2,6%, și rulaj de 2,6 milioane de lei și Banca Transilvania, cum spuneam mai devreme, un plus de 1,2% și rulaj de aproape 13 milioane de lei. Cum ți se pare topul creșterilor? Bitnetul se pare că își revine după săptămâna trecută,
mai slabă din punct de vedere al prețului și probabil pe fondul revenirii prețului și poate și volumele au mai prins un pic de curaj. Erste Bank, ca urmare a evoluției de ieri a pieței la Viena, Erste a câștigat procente bune pe fondul, spun, revenirii piețelor externe, de piețe în principal, piața de la Viena, de Austria. Despre banca am vorbit, da, spune. La polul opus, Transgaz și două sifuri au înregistrat cele mai mari scăderi. Transgaz un minus de 1,4%, rulaj de 574.000 de lei. SIF Oltenia un minus de 0,9%, rulaj de 3,5 milioane de lei la SIF 5. A existat un interes destul de ridicat. Și SIF Muntenia o scădere de 0,6%, rulaj de 84.800 de lei. Cum se pare topul scăderilor? Da, la Transgaz se pare că se continuă ușoara scădere, acum la mult decât o scădere mai importantă. Undeva pornește, a pornit săptămâna trecută undeva de la 300 de lei și astăzi ieri a ajuns la 283 de lei. Trebuie să precizăm faptul că vineri urmează să intre în conturile investitorilor dividendele la Transgaz. Poate cumva cu aceste dividende banii de obicei s-ar întoarce către același emitent care a furnizat respective bani. O să vedem atunci dacă va influența sau nu lichiditatea pe acest emitent. În rest, la SIF Muntenia, volumul destul de mic, ca atare, prețul registrat ieri nu e relevant. Și la SIF Oltenia văd că are o scădere de 0,9%, iar în ultimele luni are un minus de aproape 20%. Cum ți se pare acțiunea asta? Da. Ieri a avut o evoluție impresionabilă, ca să spunem așa, pentru că au avut loc două evenimente în timpul ședinței tranzacționare. În primul rând a fost publicată decizia SF cu privire la începerea oferte publice de cumpărare de acțiuni emise de către SIF Oltenia ca urmare a puterii din martie de răscumpărare a respectivelor acțiuni la un preț de 2,75 de bani. Emitentul a fost oprit la tranzacționare. Cred că comunicatul a venit undeva în jurul orei 1:20, după care în jurul orei 2 a fost reluat la tranzacționare. Prețul a urcat peste 2,20 lei, dar promășarea ieri s-a registrat maxim după acest eveniment 2,25 lei. După care, spre după amiază, undeva până la 4 și ceva, în timpul ședinței tranzacționare, a fost un raport curent pe SIF Oltenia cu privire la un litigiu într-un dosar de contestare a hotărârilor adunărilor generale din aprilie și în care Curtea de Apel Craiova a întors sentința inițială, dând câștig de cauză reclamanților, suspendând executările hotărârile toate hotărârile din acta ordinară de bilanț din aprilie anul acesta. Inclusiv distribuirea de dividende. Inclusiv distribuirea de dividende, da, situațiile de finanță, de bilanț, inclusiv repartizarea profitului, respectiv distribuirea de dividende și o parte din profit să ducă spre alte resurse care trebuia, spun ei în hotărâre, să fie folosite pentru cumpărarea de acțiuni, de răscumpărarea de acțiuni conform hotărârii adunării generale din martie. S-a debusolat puțin investitori, astfel încât de la acel preț de 2,25 lei s-a ajuns spre finalul ședinței de tranzacționare să închide pe minus la 2,17 lei. Volumele de tranzacționare au fost mai mari, poate, după acest eveniment. Cred că niciun investitor nu-i plac asemenea răsturnări de situații și contestări de hotărâri, de adunări generale, care puțin ar debusola, sau puțin mai mult ar debusola activitatea societății. O să vedem, deocamdată respectiva
instanța a hotărât doar suspendarea executării acestor hotărâri. Urmează, mai sunt și alte litigii, urmează să vedem ce se va întâmpla. Da. Până atunci, probabil că investitorii au preferat să nu se supună riscului și au preferat să arunce aceste acțiuni, pur și simplu, în ghilimele vorbind, să arunce în piață. În condițiile în care, repet, există, începând săptămâna viitoare, va începe oferta publică de răscumpărare la 2,75 de bani. Marcel, în această perioadă de vară până la publicarea sau începerea publicării rapoartelor semestriale ale companiilor, ce crezi că a mai mișcat totuși bursa și că va mai mișca în continuare bursa? Un eveniment a început încă de ieri. E vorba despre ofertele publice de vânzare pe trei titluri de stat, două denominate în lei 1 euro, care se derulează prin intermediul Bursei de Valori București și la care investitorii pot subscrie la respectivele titluri de stat pe scadență de 2 ani 4% dobândă, 4 ani 4,5% dobândă și la euro, dacă nu mă înșel, undeva la 2%. Lucrul ăsta ar putea să genereze interes din partea investitorilor și să reintre în piață acești investitori preocupați, bineînțeles, și de diversificarea portofoliului și eventual de acoperirea unor riscuri pe acțiuni, pe instrumentele pe care le au deja în portofoliu. Și probabil și perioada aceasta în care acționarii mai pot beneficia de acțiuni gratuite din partea unor companii, mă gândesc, iar îndemna la cumpărare. Fără discuție, sunt câteva care mai au, de exemplu, Banca Transilvania încă se pot cumpăra, mai este până în toamnă, pentru acțiuni gratuite. Ar fi câteva, și acest eveniment ar putea să mai inducă interesul către piață al investitorilor. În rest, poate diverse știri, comentarii sau articole apărute în presă care ar putea să mai intensifice activitatea unor investitori. Da. Asta sunt apărute fără intempestiv și nu știm rămâne exact care va fi reacția. Bursa, prin prisma indicelui BER, nu registrează aproape nicio dinamică în primele trei ședințe din săptămână, am calculat eu mai devreme. Pe de altă parte, de la începutul lunii avem o scădere de 2,5% a indicelui. Cum te aștept să fie dinamica pe luna iunie? Pe luna iulie, probabil că s-ar putea, în condițiile în care volumele de tranzacționare ar fi pe măsura celui înregistrat ieri, ar putea într-adevăr și aici să asistăm poate la o creștere a dinamicii indicilor bursieri. Bineînțeles, în raport și cu evoluția piețelor externe. Acolo văd că lucrurile stau destul de bine. Lucrul ăsta ședința de ieri, din păcate, pe piețele externe nu s-a transpus și la noi, din punct de vedere al dinamicii, exact ce spuneai tu. Dar probabil pe fondul creșteri de lichiditate ar putea să existe transpusă și o evoluție mai bună a indicilor bursieri. Ne apropiem de final și vreau să întreb ce este de urmărit în continuare în această săptămână, la ce să fie investitorii atenți și ce așteptări ai tu de la ultimele două ședințe de săptămână? În primul rând, să fii atenți la comunicatele companiilor. Aici mă refer la ce s-a întâmplat de recusit pe Oltenia, pentru că iată că se pot întâmpla în timpul ședinței tranzacționale niște lucruri care ar putea să existe un interes pe lichiditate, vorbesc, o creștere a lichidității importante. Deci orice știre este bine de citit și la acest lucru trebuie să fie atenți investitorii.
Rest, deocamdată nu există, eu știu, un program, nu există știri care ar putea să, eu știu, deocamdată în acest moment, care ar putea să-i de prevăzut, de citit din partea investitorilor de dinainte de știut. Deci, important este să fie în fiecare zi atenți la comunicate, la știri și orice anunțuri de presă, atât din partea emitenților, cât și a instituțiilor guvernamentale. Bine, Marcel, mulțumesc mult pentru discuție. Cu plăcere. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Deschiderea de astăzi, cum va merge bursa. Alături de mine a fost Marcel Murgoci de la East Invest. Noi ne auzim mâine dimineață la aceeași oră, chiar înainte să sune clopoțelul. Fiți întinși la investiții profitabile.